Salutare tuturor! Astăzi am revenit cu un nou clip de No More Tabu și astăzi vreau să discutăm despre un subiect care mi-a ajuns așa pe la urechi și am avut și câteva dezbateri cu prietene și cu prieteni, și anume topless pe plajă sau la piscină. Și anume să stai ca femeie fără sutien la plajă, evident când sunt oameni în jurul tău. Chiar am stat și m-am gândit foarte mult care este părerea mea și care este viziunea mea despre topless ca femeie în ziua de astăzi. Mi se pare că este un subiect foarte complex și de aceea și fac un întreg clip despre el. Dacă ar fi să o luăm așa pur și simplu ca atare, din punct de vedere al modernismului, evident că este dreptul tău să-ți expui corpul absolut cum ai tu chef și dacă tu vrei să stai și goală, adică cumva includem și nudismul aici, dacă tu vrei să stai și goală și sau topless pe plajă sau la piscină, de obicei lumea nu prea stă goală, dar există plaje de nudism, este pur și simplu dreptul tău, este corpul tău și este normal să poți să faci ce vrei cu el. Din punctul acesta de vedere. Dar apoi, adică și sunt de acord cu asta, dar apoi intervin și alte chestii. Intervine în primul rând faptul că, cel puțin eu ca femeie, eu am făcut topless de foarte puține ori, de mult prea puține ori, niciodată n-am făcut topless de când am făcut operația la sâni, și am făcut topless când eram mult mai mică, nu mi-a plăcut, de fiecare dată m-am simțit super prost și am renunțat. Și vă zic și de ce m-am simțit prost, pentru că mă simțeam mult prea privită, simțeam cum efectiv se holbează la mine anumiți bărbați, iar chestia asta mă stânjenea foarte tare, îmi dădea o senzație foarte neplăcută, mă simțeam foarte inconfortabil când trebuia, de exemplu, de la șezlong sau de la prosop să merg să intru în apă și să ies înapoi afară, aveam tendința să mă acopăr cumva și ideea asta de a fi privită așa, una este că te vede lumea și alta este să te simți efectiv privită și cred că voi ca femei înțelegeți acel sentiment când te deranjează că ești privită în felul ăla. Cel puțin pe mine una, întotdeauna m-a deranjat acest lucru, este unul dintre motivele și pentru care în tinerețe evitam să mă îmbrac prea sexy, ca să zic așa, și cumva de aceea mi s-a dezvoltat și un stil vestimentar destul de tomboy și pe sport foarte mult, pe haine largi foarte mult, pentru că întotdeauna m-am simțit foarte rău când bărbații mă priveau într-un mod mult prea ostentativ, pentru că una este să fii admirată pur și simplu, să te simți bine că ești admirată ca femeie și alta este să simți că este acea lipsă de respect, pentru că despre asta este vorba. De la un punct încolo este o lipsă de respect din partea bărbatului în felul în care te privește și în felul în care te privește insistent. Pentru că îți dă acea senzație că la un moment dat efectiv ar încerca ceva și ar încerca ceva ce pe tine te-ar face să te simți foarte incomod. Tocmai de aceea am renunțat complet la ideea de topless în tinerețe. De atunci v-am zis, nu am mai făcut topless și mai ales de când am operația la sân, nu am făcut topless din alte motive. Crescând și eu ca femeie și având și eu relații și așa mai departe și știți ideea asta de bărbatul se uită după altele și așa mai departe. Vom face un om ori te-apuși despre chestia asta pentru că mi se pare un subiect foarte interesant și din nou foarte controversat. Foarte multe idei interesante pe zona asta de bărbatul se uită după alte femei și bărbații se uită după femei în general. Dar normal că un bărbat dacă vede o femeie în sânii goi, dacă mai este și o femeie care arată bine și dacă mai este și o femeie care are niște sâni frumoși și mari și provocatori, evident că se va uita, instinctiv va fi atras să se uite, este normal, probabil o consideră atractivă pe femeia respectivă și se va uita. De aceea eu ca femeie, din respect pentru celelalte femei, nu aș face topless niciodată, mai ales acum având sânii mai mari, care automat pot fi ceva mai provocatori atunci când sunt goi. Înainte când aveam sânii super mici și poate abia îi observai și arătau ca două chestii wannabe sâni, era altfel și în general un sân mai mare pare mult mai provocator și este mult mai provocator decât un sân super mic. Și atunci din respect pentru alte femei nu aș face asta. Pentru că
pot înțelege și înțeleg că te-ai simți cumva la un moment dat tu aiurea ca femeie, ca iubită, ca soție, soțul tău să fie efectiv lipit cu ochii de sânii alteia. Și înțeleg și bărbații, pentru că normal dacă ea e acolo așa în fața ta toată ziua, că poate la un moment dat spre sfârșitul zilei te saturi și zici ok, m-am uitat destul la ei, dar ai tendința să te uiți, adică te uiți și ca femeie când vezi niște sâni pe plajă, dar ca bărbat, care na, este normal și instinctiv și natural să fie atras. Așa că din respect pentru alte femei nu aș face asta. Motivele pentru care aș face topless, în primul rând, evident că aș vrea să nu am urme de sutien. Întotdeauna, dacă mă vedeți pe plajă, o să râdeți de mine tot timpul, pentru că eu pe plajă nu știu cum să mai îmi leg costumul de baie când stau cu fața, în așa fel încât să nu am urme aici și, oricum, întotdeauna fac puțin urme, nu știu dacă se vede. Pentru că, na, te mai duci în apă, îți prinzi sutienul cum trebuie ca să nu-ți cadă prin apă și tot sunt urme. Iar când stau pe spate, adică când stau pe burtă cu spatele la soare, tot timpul încerc și îmi desfac tot, după aia să-mi vezi cum mă chinui, să-l prind, să-mi se vadă un sfârc, ceva. Eu sunt foarte amuzantă pe plajă, dar da, aș face topless și mi-ar plăcea să fac topless pentru a nu avea urme, pentru că îmi place să fiu bronzată și să se vadă frumos fără acele urme. Mie personal nu-mi plac. Urmele în zona chilotului chiar mă deranjează, pentru că nimeni nu o să-mi vadă zona chilotului vreodată în afară de iubitul meu, dar restul pe aici, dacă port ceva, poate cu spatele gol sau ceva fără bretele sau cu niște bretele super subțiri, mi-ar plăcea să nu am urme. Evident, fac tot ce pot cu sutienul pe care l-am și mă descurc cum pot în așa fel încât să nu fac urme, dar din nou, nu fac topless. Aș face topless pe o plajă pustie, aș face topless poate... Nu știu dacă m-aș duce pe o plajă de nudism. Am fost într-adevăr când eram mică, erau la mine la țară, era cumva o plajă pe un lac și avea o plajă comună unde toată lumea purta costum de baie. Era plaja de nudism pentru bărbați și plaja de nudism pentru femei și nu exista plajă de nudism comună. Într-o astfel de... adică pe o astfel de plajă de nudism pentru femei chiar m-aș duce și chiar aș face all over, topless, goală, complet și mi s-ar părea super tare să n-ai nicio urmă și să te bronzezi, să stai, să te bucuri și cumva pur și simplu ideea de libertate, că ești efectiv goală pe plajă, mi s-ar părea foarte tare, dar dacă ar fi să mă duc la nudism, cu siguranță m-aș duce doar la o plajă de nudism pentru femei, în primul rând pentru că m-aș simți din nou foarte ok, pentru că aș fi printre femei, aș fi printre femei cu aceeași energie ca și mine, energie feminină, n-aș simți, adică când o femeie te admiră sau se uită la tine, nu te simți la fel și nu te simți atât de stânjenită și nu te simți așa privită în sensul ăla nerespectos și deranjant ca atunci când te privește un bărbat insistent. Și cu siguranță pe o plajă de nudism mixtă ar fi aceeași problemă pentru mine, m-aș simți și aș fi prea privită și nu mi-ar plăcea. Așa că astea sunt motivele mele, să zicem, contra topless, motivele pentru care eu personal aleg să nu fac topless, deși da, v-am zis, mi-ar plăcea din anumite perspective și inclusiv ideea așa de libertate, îmi place, dar aș face-o doar într-un cadru și într-un spațiu și pe o plajă în care m-aș simți în siguranță. Asta ce înseamnă? Să fiu doar eu cu prietenele mele sau să fiu doar eu cu iubitul meu, așa da, dar sau eu cu alte femei și atât, dar în rest, când există alte femei cu alți bărbați, nu aș face asta, v-am zis, din respect, pentru că mi se pare că, da, există și trebuie să existe un respect între noi, pentru că și pe mine, sincer, m-ar deranja ca iubitul meu să-l văd toată ziua că stă și se tot uită și când merge tipa în apă și după aia când se întoarce la șezlong și când se întoarce și eu să vorbesc cu el și el fie, da. Și, din nou, înțeleg un bărbat de ce ar fi atras să facă chestia asta, mai ales când e acolo, așa, în fața ta, mă rog, amândouă, dar, în același timp, ca femeie, e normal că ești deranjată, adică, hei, alo. Există și bărbați care, chiar dacă văd sâni și văd femei dezbrăcate și așa mai departe, nu fac asta din respect pentru iubitele lor, dar uneori se poate întâmpla, mai ales când ești mai relaxat, să nu te abții sau să nu realizezi că îți deranjezi iubita. Și da, se poate întâmpla. Dar, din nou, pentru că nici mie nu mi-ar plăcea și eu m-aș simți prost, din respect pentru celelalte femei și din respect pentru cupluri, nu aș face chestia asta.
pentru că nu simt nevoia de acea atenție din partea bărbaților respectiv, chiar nu simt nevoia, nu simt nevoia acelor priviri. Motivul pentru care eu aș vrea să fac topless ar fi pur și simplu ca să nu am urme, nu vreau să fiu privită, nu vreau să fiu admirată, nu simt nevoia asta, chiar nu am această nevoie. Dimpotrivă, mă deranjează când lucrurile sunt excesive și trec dincolo de acel respect pe care consider că îl merit ca femeie din partea unui bărbat. Apoi mai există un alt motiv pentru care nu aș face topless pe plajă și anume alți copii. Dacă văd copii mici și dacă sunt copii mici, mi se pare că o femeie nu ar trebui să facă asta, mai ales băieței. Ok, dacă sunt fete, da, e greu să stai să întrebi pe toată lumea ce este copilul tău, e băiat sau fată, că nu-mi dau seama, ok, bine, pot să-mi dau sutienul jos. Pur și simplu, din respect față de copiii respectivi, nu te dezbraci. Acum, again, fiecare are dreptul să facă ce vrea cu corpul, topless-ul nu este ilegal, așa că poate fi făcut, sau cel puțin din ce știu eu, topless-ul poate fi făcut pe plajă, n-ai voie nudism decât dacă este o plajă specială de nudism, așa că, na, cred că e în funcție de țară, în funcție de plajă, așa mai departe. Dar, ca idee, asta este viziunea mea legată de topless și, da, pot să înțeleg că noi în trecut, ca să zic așa, dacă stați bine să vă gândiți, femeile și bărbații nu prea aveau multe haine pe ei și când trăiau în comunități, în triburi și așa mai departe, era toată lumea goală în fața tuturor. Și da, cumva, poate că nouă ne este natural asta, dar în același timp societatea s-a schimbat foarte mult și cu siguranță s-a creat acest simț al intimității pe care înainte nu cred că noi ca oameni îl aveam foarte mult. Și acest simț al intimității automat vine și cu ideea de totuși a păstra niște lucruri pentru tine, cum ar fi anumite părți ale corpului tău, evident anumite lucruri pe care le faci și așa mai departe, aspecte legate de viața ta, adică și această intimitate din punctul meu de vedere trebuie păstrată, plus că iarăși mi se pare ciudat, de exemplu, să stai cu prieteni foarte buni, alți prieteni bărbați și tu efectiv să fii în sânigoi în fața lor. Hei, salut! Hai să jucăm poker? Adică, nu știu, mie una mi s-ar părea foarte ciudat și m-aș simți foarte ciudat, pentru că, din nou, ca bărbat, cu siguranță va fi, în loc să uite în ochii mei, se va uita așa un pic mai jos. Că asta se întâmplă de fiecare dată. Plus că, așa cum v-am spus, dacă ai niște sâni mai mici, să zici că oricum nu sunt atât de provocatori față de un sân mare, dar un sân mai mare sau implanturi care sunt făcute să fie super atractive, automat vor atrage mult mai mult atenția. Am mai vorbit cu alte prietene legat de asta și foarte multe prietene au spus același lucru, că din respect pentru alte femei nu ar face topless și nu fac topless. Am alte prietene care au spus, băi, eu am sânii foarte mici, sunt aproape inexistenți, mă dezbrac pe plajă și oamenii, bărbații, nici măcar nu se uită, tocmai pentru că sunt inexistenți, așa că eu mă simt confortabil să fac treaba asta, dar nu mă dezbrac când sunt copii de față și niciodată nu mă dezbrac la piscină. Asta a răspuns o prietenă cu care am discutat. De asemenea, și ea spunea că la un moment dat a avut situații în care s-a simțit puțin cam stânjenită de faptul că era puțin cam privită și asta a făcut-o să se îmbrace. Așa că cred că depinde foarte mult de la persoană la persoană toată treaba asta cu topless. Am vrut să vă povestesc părerea mea legată de acest subiect, pentru că mi s-a părut și interesant, mai ales că acum este vară, și în al doilea rând pentru că am mai văzut și am mai auzit, mă rog, din partea bărbaților, într-adevăr, chestii de genul că, păi dacă ai sunt frumoși sau dacă arăți bine, de ce să nu te dezbraci să te vadă toată lumea? Pentru că nu ăsta e scopul. Adică nu arăt bine ca să mă vadă toată lumea, arăt bine pentru mine, să mă simt bine pentru mine, pentru iubitul meu, pentru intimitatea noastră. Ok, da, vreau să fiu ok și îngrijită pentru toată lumea, dar nu vreau să mă expun cu totul pentru toată lumea. Și văzând aceste diferențe între bărbații care gândesc pe sistemul dacă arăți bine, dezbracă-te pe cât poți, mă rog, anumiți bărbați, și femeile care sunt ceva genul
dar nu prea ne place când vă uitați atât de insistent la noi. Și ce vreau să vă spun așa la sfârșitul clipului este că nu trebuie să fiți presate, mai ales dacă sunteți adolescente. Știu că există presiune, nu știu, poate din partea băieților, cu nu faci topless, nu ești cool și așa mai departe. Nu știu, mă gândesc, nu mai mi-aduc aminte sincer cum era când eram eu în liceu, dacă era presiune din partea băieților să facem topless sau ceva de genul, dar cu siguranță dacă vreuna făcea topless, ajungea în topul preferințelor băieților, vă dați seama. Vedeau și ei sâni. Dacă sunteți adolescente, nu trebuie să faceți absolut nimic din ceea ce nu vă place și nu vă simțiți confortabil. Dacă voi vreți să purtați pe plajă costum de baie, purtați costum de baie. Dacă vreți să purtați costum de baie întreg, când toată lumea poartă în două piese, purtați costum de baie întreg. Chiar sincer, nici nu v-aș sfătui neapărat să faceți topless, pentru că, din nou, sunteți în creștere, încă nu v-ați dezvoltat, ca să zic așa, nici încrederea în voi. Și nici corpul și nici, ca să zic așa, poziția voastră ca femei în societate. Și eu când am făcut prima oară topless, mă rog, eram majoră, dar nici eu nu eram formată. Și m-a destabilizat așa puțin ca și încredere în mine și ca senzație și frică față de bărbați și așa mai departe. Așa că dacă sunteți mai ales mai micuțe, v-aș sfătui să nu faceți acest lucru, pentru că vă afectează acele energii și acele priviri care vin spre voi. Vă zic din experiență. În orice caz, ideea este să nu faceți niciodată ceva ce nu vă place, ceea ce vă face să vă simțiți inconfortabil. De asemenea, nu acceptați din partea bărbaților priviri insistente, avansuri insistente și așa mai departe, mai ales pe plajă, nu știu, chestii de genul discuții, tăiat direct, lasă-mă în pace și așa mai departe. Da, cam asta ar fi. Sper că a avut sens tot ce am spus aici. Am vrut să discutăm despre acest subiect, așa cum v-am zis, mai ales că este cumva de actualitate. Și vreau să-mi spuneți voi în comentarii părerea voastră despre topless și nudism și dacă voi faceți, dacă nu faceți, ce părere aveți, din ce motive faceți, din ce motive nu faceți acest lucru. Haideți să pornim puțin o discuție, pentru că cu siguranță sunt persoane care ar fi interesate și de părerea voastră, nu numai de-a mea, și ca să vedem așa o perspectivă a femeilor legate acest subiect. Nu uitați să vă abonați la acest canal dacă nu ați făcut-o deja, să mă urmăriți și pe Instagram, Laura Mușuroaia, unde, desigur, putem să ținem legătura mult mai strâns și puteți să vedeți zilnic ce fac, vă arăt tot felul de produse, vă dau tot felul de recomandări, vorbim despre diverse subiecte, adică este o continuitate a ceea ce facem aici pe YouTube, așa că de asta este important să mă urmăriți și pe Instagram și să aveți o zi cât mai frumoasă și ne revedem vineri cu un nou clip. Pa, pa!